Să să fie Domnul! Binecuvântat să-i fie numele! Da, este atot puternic! Da, El este Dumnezeu! Și toate îi se supun lui, preamărit să fie numele Lui! În seara asta îmi revin o sarcină puțin dificilă. Vin înaintea dumneavoastră în seara asta să încercăm ca împreună să punem o întrebare Scripturii. O întrebare care are de-a face cu însăși Elementele foarte personale, intime ale vieții noastre, și anume cu slăbiciunile noastre. Ce să facem cu slăbiciunile? Ce ne spune Scriptura să facem cu ele? Spun specialiștii că atunci când vorbim despre slăbiciuni, când vorbim despre lucrurile pe care le facem și care nu chiar ne-au plăcut. Sau poate că nu chiar au plăcut celor din jurul nostru. Oamenii găsesc foarte repede justificări pentru ce au făcut. Spun specialiștii că nu trebuie decât vreo două, trei secunde să găsești o justificare pentru lucrul nu tocmai potrivit, pentru slăbiciunea, pentru falimentul, pentru căderea nu tocmai potrivită pe care am avut-o. Uneori de vină sunt ceilalți. El m-a împins, el m-a determinat, el m-a făcut, m-am supărat, m-am enervat. Nu trebuia să mă enervez așa de tare. El e de vină. Alteori, de vină sunt evenimentele. Ni s-au întâmplat lucruri. Ceva care spunem noi n-a fost sub controlul nostru. Ne-a determinat să greșim. A plouat afară. de am întârziat. A fost trafic. Sunt... A fost prea, prea cald. Prea frig. S-a stricat mașina. N-a sunat ceasul. Uneori, justificările pe care le găsim atunci când nu avem o persoană de învinuit, sunt evenimentele. Alteori, când nu avem nicio persoană, când nu putem da vina nici pe evenimente, mai găsim o justificare. Dăm vina pe slăbiciunile noastre. Și ne zicem așa, sunt și eu doar un om. Să nu ai pretenții prea mari de la mine. Nu, că chiar ești exagerat în pretențiile pe care le ai vis-a-vis -vis de mine. Și sunt și eu un om, și repede găsim inclusiv texte biblice care să ne justifice slăbiciune. Sunt și eu un om supus slăbiciunii. Chiar dacă interpretăm strâmb, chiar dacă deformăm textul scripturii, luăm texte ale scripturii și le interpretăm pentru a justifica slăbiciunea noastră. Ascultați unul pe care îl folosesc adeseori oamenii care au mai citit Scriptura. Iov 4 cu 18. Dacă n are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii săi. Și noi zicem, îi zicem soției, măi, dar de ce ai vorbit așa? De ce ți-ai dat drumul așa la furie? De ce n-ai fost atent în discuția pe care ai avut-o cu fica ta? Și noi realizăm, are dreptate soția. Nu trebuia să fie așa. Dar îi spunem, auzi, dacă găsește Dumnezeu greșel chiar și la îngeri. Da, păi, la mine. Sunt și eu un om supus slăbiciunilor. Ce să facem cu slăbiciunile noastre? Cum să le abordăm? Ce ar trebui să știm cu privire la slăbiciunile noastre? O să vă citesc în această seară, citim împreună, un text din Scriptură, vine dintr-unul dintre cele mai tensionate momente ale Evangheliei. Domnul Hristos pleacă împreună cu ucenicii după ce au servit cina, pleacă împreună cu ucenicii în grădină. După deci, ce au cântat cântarea, au ieșit în grădină. Acolo în grădină Domnul îi lasă deoparte și îi roagă, le cere să vegheze și să se roage împreună cu ei. Mai sunt doar câteva minute până când Domnul va fi vândut, o sărutare, până când Domnul va fi luat, va fi plimbat între autorități, va fi, vor mai fi doar câteva minute până când Domnul va fi judecat, bătut, scuipat, în zorii zilei se, va, se vor prezenta cu el la Pilat, Pilatul va pune în fața mulțimii, mulțimea, mulțimea căruia el îi făcuse atâta bine, va striga, îl vrem pe Baraba. Îl vrem pe Paraba. Doar câteva minute până când biciul roman va intra adânc în carnea Domnului. Doar câteva minute până când îl vor înjosi, tu ești împăratul ideilor. Vor pune o cunună de spini pe frunte. Doar câteva minute până când îi vor pune o cruce grea să tragă după el și îl vor pironi pe gorgota. Domnul trăiește de plin om, de plin Dumnezeu, între cele mai grele momente. Și se îndreaptă către prietenii săi și îi roagă, slujiți împreună cu mine, fiți-mi alături, vegheați și rugați-vă. De două ori o face, de două ori slăbiciunea lor îi doboară. Și textul acesta este chiar răspunsul la întrebarea ce să fac cu slăbiciunile mele. Putem să zâmbim cu privire la ele atunci când ne gândim la cele slăbiciuni care nu ne dau foarte mari bătăi de cap. Dar dacă coborâm în adânc în interiorul nostru, realizăm că avem slăbiciuni care ne întristează teribil. Că avem căderi, că avem aplecări care n-ar trebui să fie acolo. Că am vrea să fim vindecați, ridicați din ele. Ce să facem cu slăbiciunile noastre? Pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare împreună cu mine, citim din Evanghelia după Matei, din capitolul 26, începând cu versetul 36. Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a aruncat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voi ești tu. Apoi a venit la ucenici a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă se poate să se depărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată Că se apropie vânzătorul. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Ce să faci cu slăbiciunile tale? Ce să faci cu cele, am putea spune noi, mai ușor justificabile, comune și totuși enervante? Ce să faci cu cele care nu sunt atât de justificabile? care îți dau bătăi de cap, care ți negurează familia, ți negurează sufletul, pe care nu le mai vrea, slăbiciuni de care te vrei cu adevărat scăpat. Ce să faci cu slăbiciunile tale? Textul acesta răspunde și la această întrebare. Însă, înainte de a-l lăsa să răspundă la întrebarea aceasta, permiteți-mi să facem un scurt survol acestui text în trei idei, tocmai pentru a înțelege mai bine răspunsurile pe care le va da Domnul cu privire la slăbiciunile noastre. Prima idee, Slăbiciunile bat la poarta tuturor oamenilor. Nimeni nu este scutit. Poate că în seara asta ești aici și te gândești, eu slăbiciuni, să fim serioși. Eu de când m-am pocăit, slăbiciunile bat la ușa tuturor. Uitați-vă în text. În text avem două categorii. Textul este construit într-un paralelism foarte frumos, paralelism pe care Domnul îl frânge la capăt, dar este construit în acest paralelism Domnul și ucenicii. Pe de o parte este Domnul și pe de altă parte sunt ucenicii. Dar atât la ușa Domnului cât și la ușa ucenicilor a bătut într-un fel slăbiciune. Uitați-vă la Domnul. Textul este superb. Prezintă umanitatea Domnului Hristos într-un mod care ne încântă și ne tulbură totodată. Domnul este pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. Și de fiind deplin om, se uită spre ce urmează. Știe bine ce urmează. Știe bine care vor fi momentele, știe bine ce se va întâmpla de aici încolo cu el. Vede Golgota. Dar nu vede doar Golgota, doar evenimentele în sine. Vede, de fapt, greutatea de a purta pe umerii săi povara lumii. Vede să, ce înseamnă să bea paharul acela. Oare ce a fost în pahar? Toate păcatele lumii, trecute, prezente și viitoare pentru că domnul a murit pentru toți oamenii. Toți cei care cred în numele fiului lui Dumnezeu pot fi mântuiți. De ce? De ce nu este ăsta un scandal cosmic? Cum să mântuie Dumnezeu pe toți oamenii, și violatorii, să-i mântuie și poate să-i mântuie și pe cei care au uh, condus lagările de concentrare? Da! Dacă se pocăiesc. Cum de? Pentru că a băut paharul acela pentru că purtata pe umerii săi povara lumii. Un dintre mari poeți scria, referindu-se la momentele acestea, sunt singur cu toată durerea lumii în mine. Cu toată durerea lumii. Și uitându-se spre momentele acelea, Domnul Hristos, vrea să dea înapoi. Asta scrie textul. Asta s-a rugat. Tată, dacă se poate să se depărteze acest pahar. <laughs> Ca să nu avem dubii ce înseamnă să depărta a doua rugăciune adaugă, Tată, dacă se poate să se depărteze paharul acesta fără să-l beau. Slăbiciunea vine Bate la orice ușă. A bătut la ușa Domnului. Bate și la ușa ucenicilor. Închipuiți-vă trei ani și jumătate extraordinari. Trei ani și jumătate de călătorie împreună cu cel care a plămădit Universul, cu cel care chemau lucrurile care nu sunt și ele se prezentau. Trei ani și jumătate în care ochii tăi, ochii tăi au văzut miracolele. Au văzut morți ridicându-se din moarte. Au văzut orbi căpătând vedere. Au văzut șchiopii mergând trei ani și jumătate extraordinari. Și într-una dintre cele mai cumplite, dacă nu cea mai cumplită noaptea istoriei umanității. La ușa lor bate slăbiciune. Și o slăbiciune atât de comună. Nevoia de a se odihni. De a dormi. Un pic. Un pic. Cine predică astăzi la biserică? Poate că aș putea un pic, doar un pic. Primul adevăr. Slăbiciunea bate la orice ușă. Oricât de puternic te crezi, oricât de mare ți se pare că ești, oricât de pregătit ți se pare că ești, rege sau cerșător, slăbiciunea bate la orice ușă. Al doilea adevăr superb al textului și tulburător al textului este că în lupta aceasta cu slăbiciunea, experiențele trecutului nu ne dau imunitate. Nu poți să zici, eu am niște experiențe. Deci, ca atare, sunt ferit de slăbiciuni. Ca atare, slăbiciunile nu mă vor atinge niciun fel. Am experiențe, păi să-ți povestesc eu ce am trăit. Și putem începe cu tot spectrul de experiențe, de la experiențele obișnuite până la experiențele miracolului, de la experiența convertirii până la experiențe mistice. Eu am experiență. Experiențele nu ne fac imuni în fața ispitei și nici nu înlătură efectele slăbiciunii. Interesant textul Domnului Ian, aproape de el, zice la un moment dat, a luat cu el pe Petru și pe cei de fii al Zebedei, pe Iacov și pe Ioan. Interesant, pe cei trei mai găsim și în alt context. În Evangheliile sinoptice, în textele paralele, în Matei 17, de exemplu, pe cei trei mai găsim, știți unde? Într-o experiență extraordinară pe muntele prefacerii la față, pe muntele schimbării la față. E atât de frumoasă, atât de profundă experiența pe care o trăiesc acolo cât Petru zice, Doamne, hai să facem aici trei corturi. Unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. Se și uită pe el. Doamne, vrem să trăim aici. Ce să mai coborăm noi în vale? Hai să rămânem aici. Experiența asta este extraordinară. Putem să o trăim la nesfârșit? cum zicea Eminescu, o clipă rămâi, ești atât de frumoasă. Experiențe extraordinare. Același Petru, aceeași fii al lui sunt în grădină, luați deoparte de Domnul, prietenii apropiați ai Domnului. Și li se spune doar atât, simplu, auziți, vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. Și că Domnul se întoarce către ei, ei dorm. dorm. Pentru că experiența trecutului, chiar dacă este importantă, chiar dacă ne poate ajuta până la un anumit punct, experiența trecutului nu ne dă imunitate în fața ispitei. Și nici nu înlătură slăbiciunile. Asta este al doilea adevăr. Primul, slăbiciunile bat la toate ușile. Doi, experiențele trecutului, nu ne dau imunitate. Și trei. Când am de face cu slăbiciunile, trebuie să caut soluții și nu scuze. Soluții și nu scuze. Vă aminte cum am început mesajul meu în această seară? Vorbim despre scuze. Și despre cât de repede găsim scuze pentru aproape tot ceea ce facem noi. Textul este ciudat la un moment dat în cuvintele Domnului Hristos este ciudat, pentru că noi ne zicem așa, ascultați ce zice Domnul. Vegheați și 41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cine o zice? Domnul. Eu vă întreb, dacă carnea este neputincioasă, de ce îi mai judecă? Carnea e neputincioasă. Doamne, nu eu am zis-o. N-a zis-o Petru, n-a zis-o fiul lui Zebedei, ai zis-o tu. Carnea este, într-adevăr, Doamne, asta e, da. Acest sac de organe interne, împins în coace și încolo de tot soiul de reacții chimice, afectat de tot soiul de hormoni, Doamne, da, ai dreptate, este neputincioasă. Doamne, până aici sunt. Mai mult de atât, Doamne, nu pot. Duhul este. Vreau, Doamne, din toată inima mea. Dar carne, Doamne, carne, carne mă ține pe loc. au auzit scuza asta? Carne, carne divină. De ce e judecă? De ce e supărat? Că pare supărat pe ei. De ce aproape are un reproș la adresa lor? Cum adică? N-ați putut să vegheați măcar un ceas cu noi? Nu știa Că sunt tulburați, obosiți și au nevoie de odihnă, că trupul este neputincios, carnea este neputincioasă, ba știa. Că Domnul a zis-o, dar mai știa ceva. Înainte de asta, Domnul le oferise și soluția, nu scuza, soluția. Domnul le oferise și soluția, o aplica el însuși. Care era soluția pentru momentele în care Domnul vrea să dea un pas înapoi? Care era soluția pentru ei? Aceeași. Există soluții. Și soluția este vegeați și rugați-vă. și rugați, și rugați O aplica Domnul, le-a spus-o ucenicilor și așteptarea pe care Domnul a avut-o a fost ca ucenicii să asculte, ucenicii să o aplice, ucenicii să vegheze și să se roage. Nu. Soluția pentru problemele noastre. Soluția pentru slăbiciunile noastre nu este asta. e. Nu este nici carnea este neputincioasă. Și soluția este cea pe care Domnul a aplicat-o. Și de aceea cred că Domnul a fost deranjat de felul în care i-a găsit pe cei trei și pe ceilalți ucenici. Pentru că le oferise soluția. O câte probleme s-ar rezolva în viața noastră. Câte probleme să ar rezolva în viața copiilor noștri, a adolescenților noștri, dacă în loc de scuze am căuta soluții. Dacă în loc de a ne fabrica repede o scuză prin care să ieșim bine dintr-o situație în care am intrat din cauza slăbiciunilor noastre, am căuta soluții pentru a nu mai ajunge în aceeași situație. Și Domnul le spune: Nu. Nu sunt interesat de scuzele voastre. Știu și eu cât sunteți. Întrebarea este, ați aplicat soluția? Eu aplic. Eu trebuie să rezist pentru tot ce urmează, să beau paharul lumii. Iar soluția pentru a merge înainte este vegea și rugăciunea. Este rugăciunea și o stare de trezie, de atenție, de alertă. Inima, mintea trează, asta înseamnă să vegheze. Și acum să ne întrebăm, care este soluția? Ce înseamnă acest a veghea? Ce a văzut Domnul și n-au văzut ucenicii? La ce a fost atent Domnul și n-au fost atenți ucenicii? Spuneam textul e construit așa într-un soi de oglindă. Ne uităm la Domnul, ne uităm la ucenici, învățăm de la Domnul și de la exemplul lui ce a făcut el și învățăm de la ucenici, de la exemplul lor negativ, la ce n-au făcut ei. Care este soluția, ce ar trebui să fac în momentul în care mă lupt cu slăbiciunile de tot soiul pe care un om le poate avea. Unele dintre ele căpătate de-a lungul cărării, pentru că inima a fost câteodată atât de rea, un inima a fost câteodată atât de agilă în a face planurile și întocmi plăcerile ei. Altele care vin din genetică, din bagajul cu care am plecat de acasă. Ce să facem cu slăbiciunile noastre? La ce să veghem? Și eu am pus-o în formă de întrebare. Dacă vrem să veghem asupra slăbiciunilor noastre, dacă vrem să fim atenți Asupra slăbiciunilor noastre. Veți vedea că rugăciunea urmează întotdeauna vegherii, și vegherea urmează, este însoțitoare bună pentru rugăciune. Rugăciunea ne face inima atentă, rugăciunea construiește zidurile, vegea pune soldați pe zidurile respective. Rugăciunea nu ești totuna cu vegea și vegea nu e totuna cu rugăciunea. Rugăciunea ne ajută, ne ridică spiritul, vegea ne deschide ochii la realitate. La ce să veghezi? Și am pus în formă de întrebare. Prima întrebare. Trebuie să mă întreb așa. Unu. Înțeleg eu ce trăiesc. Prima întrebare. Dacă vreau să-mi înfrâng slăbiciunile, dacă vreau să domin slăbiciunile acelea, nu ele să mă domine pe mine. Dacă vreau să trăiesc în lumină, să fac ce zice Domnul, să trăiesc potrivit Evangheliei și nu să las slăbiciunile să mă trească înspre blestem, înspre ispită și ispita, odată ce zămislește să-mi aducă moartea, trebuie să mă întreb. În fiecare etapă a vieții mele, în fiecare răspântie a vieții mele, în fiecare situație în care mă aflu, înțeleg eu ce trăiesc? Să nu plec la drum gândind, da, cum să nu înțeleg? Pricep totul. Nu, înțeleg eu ce trăiesc? Uitați-vă la ucenici. Dacă ar fi știut că noaptea aceea este unică în istoria omenirii, dacă ar fi știut că ce urmează de acolo este cumplit pentru ei, tot peisajul vieților se va schimba. Dacă ar fi știut că urmează ca păstorul să fie bătut și oile să fie risipite, dacă ar fi știut că urmează ca tot aparatul de stat să se pună împotriva lor, credeți că ar mai fi dormit? Ați trăit vreodată experiența asta? Poate că sunteți la volan, cei care conduceți. Ați fost la volan. După deja 12 ore de condus, ești obosit. Teribil de obosit. Îți pui în minte vreau să ajung întreg la destinație și ca atare o să mă opresc și o să mă odihnesc puțin. Dar tocmai ai intrat într-un oraș și îți zice așa, mă voi opri după ce traversez oraș. Așa ți-ai zis. Numai că pe la jumătatea orașului nu vezi bine un roșu. Nu l-ai văzut. Slăbiciune. Și ai trecut pe roșu. Și la milimetru, pe la spatele tău, a trecut o mașină care și te-a clanxonat de te-a trezit, avem noi expresia asta, instant. Mai ai nevoie de cafea după aceea? Mai ai nevoie de odihnă după aceea? Păi vei fi treaz până acasă. Jumătate din drumul care urmează până acasă te vei ruga, vei ce slăvit să fii tu, Doamne, că mai scăpat, mai salvat. N-am văzut-o, dar mâna ta a văzut-o. Te-ai trezit imediat. De ce? Pentru că dintr-o dată ai înțeles altfel realitatea în mijlocul căreia trăiai. Ai înțeles. Înțeleg eu ce trăiesc? Trebuie să-mi pun această întrebare din timp în timp, moment de moment, să mă uit la toate lucrurile pe care trebuie să le trăiesc. La fiecare etapă, la fiecare moment al vieții mele să mă întreb, înțeleg eu ce trăiesc? Trebuie să mă întreb ca adolescent, dacă sunt adolescenți seara asta aici. Trebuie să mă întreb ca adolescent. Doamne, înțeleg eu ce se întâmplă cu mine? Și vedeți că imediat ce îmi pun întrebarea aceasta, se iscă nevoia de rugăciune. Doamne, nu pricep. Vreau să știu un pic mai bine. Și încep să te rogi. Eu pun ca adolescent, când sunt copleșit de furtuna hormonală, tocmai m-am certat cu mama, parcă nu mă împac cu nimeni, intru în camera mea, închid ușa după mine și pentru că am auzit pe cineva la biserică, care mi-a zis că pentru astfel de momente există o soluție. Soluția este vechia și rugăciunea, mă pun pe genunchi, la capul patului meu și zic, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce trăiesc, să pricep despre ce este vorba. Trebuie să-mi pun întrebarea asta când sunt tânăr. Trebuie să-mi pun întrebarea asta că sunt părinte, părinte în tânăr. Când sunt, când sunt părinte de adolescent, o, oh, Doamne, când sunt părinte de adolescent, mie mi se întâmplă de asta, vorbesc din ale mele. Când sunt părinte de adolescent, trebuie să-mi spun întrebarea asta de trei ori pe zi. Doamne, înțeleg eu ce trăiește el? Mă, a, mă adaptez eu cum trebuie la ce trăiește el? Trebuie să-ți pui întrebarea asta când ești adult și viața trece. Ca un glonte, Imediat. Doamne, înțeleg eu ce trăiesc? Doamne, nu vreau să trăiesc oricum, oriunde. Vreau să pricep, să fiu prezent, să înțeleg care este voia ta cu privire la viața mea. Doamne, vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg. Deschidem, Doamne, ochii. Deschidem, -mi, Doamne, mintea. Ajută-mă să pricep ce trăiesc. Trebuie să-mi pun întrebarea asta, cred eu, trebuie să-mi o pun și atunci când mă voi apropia de pensie. Eu am spus adeseori, Dumnezeu nu pensionează pe nimeni. Dumnezeu doar promovează în slavă. Dar până când, spune David Jeremiah într-o carte, câtă vreme mai ești în viață și ești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu mai are de lucru cu tine. E adevărat că se pot schimba etapele, se poate schimba uh, isprăvnicia pe care Dumnezeu ți-o încredințează, dar ca să vezi asta, trebuie să te întrebi. Înțeleg eu ce trăiesc. Înțeleg eu etapa în care m-a adus Dumnezeu. Doamne, ce este cu eșecul ăsta în viața mea? De ce am ajuns aici? Doamne, înțeleg eu eșecul ăsta? O întrebare și mai puternică. Doamne, înțeleg eu succesul ăsta? Știți că întotdeauna în viața unui om este mai greu de manageriat succesul decât eșecul. Din eșec doar trebuie să te ridici. Succesul este mai complicat. Doamne, înțeleg eu și succesul ăsta al meu? Înțeleg eu promovarea pe care Tu mi-o oferi? Doamne, despre ce este vorba aici? După ce mi-a trecut euforia, pentru că am fost promovat de la director, ajung la director principal, după ce mi-a trecut euforia, pentru că business mi-a crescut cu un milion de euro, după ce mi-a trecut euforia, trag aer în piept și tremurând aproape, mă plec pe genunchi și îl întreb pe Dumnezeu despre ce este vorba aici. Între cei mai mari manageri ai lumii, a scris o carte, manager la minut, care a devenit cunoscută în toată lumea asta și spunea, au fost întrebat ce te-a determinat să scrii asta și să te și încreștinezi, că s-a și încreștinat în proces. Și știi ce a răspuns el? M-a lovit frica. De ce? Am cunoscut un succes formidabil cu carte. Și mi-am zis, succesul ăsta nu poate veni de la mine, nu sunt atât de deștept. Are altă marcă, vine din altă parte. Și atunci am vrut să înțeleg ce trăiesc. Înțeleg eu ce trăiesc? Când sunt student, când sunt elevă, când sunt elev, când m-am -am dus la un loc de muncă, când am pierdut un loc de muncă, înțeleg eu ce trăiesc. Și tot ceea ce trăiesc trebuie trecut prin prisma aceasta a Evangheliei. Trebuie lăsat ca Evanghelia lui Dumnezeu să arunce lumină asupra ceea ce trăiesc și tot ceea ce trăiesc trebuie privit prin Evanghelie și modelat de către Evanghelie ca să pot cunoaște binecuvântarea. Doamne, privește în viața mea! privește în viața mea și spune -mi și mie ce vezi! Pentru că vreau să văd ce vezi tu. Pe mine mă înșeală, mă înșeală mintea câteodată, mă înșeală ochii, mă înșeală emoțiile, vreau să văd ce vezi tu. Vreau să înțeleg ce înțelegi tu, Doamne, ajută-mi și vedeți cât de bine se împletește rugăciunea cu această veghere. Când te gândești așa la viața ta, mă gândesc așa la viața mea, rugăciunea nu poate fi scurtă. Cam atâtea să-l întreb. Despre atâtea etape ale vieții mele, despre atâtea aspecte ale vieții mele, am atâtea să-l întreb. Am așa de multe domenii pe care vreau să le duc înaintea lui Dumnezeu și să rog, te rog, privește aici, privește la viața mea, analizează, te rog, viața mea, te rog, uită-te adânc în ea și spune-mi ce să înțeleg. Doamne, vreau să văd ce vezi Tu. Și zic, Doamne, ajută-ne și toată biserica zice, Amin. 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 Prima întrebare, înțeleg eu ce trăiesc? A doua întrebare, Supun eu ceea ce simt? Nu zic înțeleg eu, ci supun eu ceea ce simt. Textul spuneam că este extraordinar și prin felul în care prezintă umanitatea Domnului Hristos. Domnul este pe deplin om. Și în fața grozăviei care urmează, spune și în text aici, zice că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. În alt text, textul paralel, care vorbește exact despre același moment, ni se spune, evanghelistul ne spune că sudoarea lui, din cauza tensiunii majore pe care Domnul a trăit-o, sudoarea lui s-a prefăcut în broboane de sânge, în picături de sânge. Este grozavă tensiunea, cumplită. Spun istoricii că doar vreo doi sau trei oameni în istorie au mai trăit o astfel de tensiune în care vasele capilare să se spargă din cauza tensiunii și astfel sudoarea să se transforme în sânge. Incredibilă tensiune. La porțile Domnului bate perspectiva ororilor păcatelor lumii, a suferinței, a torturii, a morții și le simte pe toate. Le simte de plin, pentru că este de plin om Domnul nu se preface aici, să nu credeți asta. Asta nu este Evanghelia. Domnul nu joacă aici o piesă de teatru. Ar fi fost cumva salvat de toată slăbiciunea. El fiind Dumnezeu, nu, trebuie să nu fi simțit, ba simțit până la ultima picătură. Totul, totul. Mai mult decât ne vom închipui noi vreodată. Tortura, tortura fizică, tortura psihică a fost dincolo de imaginabil. A fost cumplită pentru el și la capătul torturii însuși Dumnezeu, după trei ani și jumătate în care legătura nu s-a frânt, după o viață în care legătura nu s-a frânt, Dumnezeu însuși se uită către Fiul Său suferind pe cruce și și întoarce fața. Mai vrea să vadă Eli, Eli, la masă Bactanie. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit. E incredibilă tortura, dincolo de imaginabil. Ce face Domnul cu ceea ce simte? Iată ce face. Și devine un manual pentru simțurile noastre, pentru emoțiile pe care le avem. Pentru că trebuie să recunoaștem, suntem oameni cu emoții. Suntem oameni cu sentimente și câteodată aceste emoții, aceste sentimente ne copleșesc, ne dărâmă. Ceea ce ne spunem, ceea ce gândim, felul în care simțim o situație, ne afectează profund. Ce facem cu aceste emoții? Ce face Domnul? Primul lucru, uitați-vă în text, Domnul conștientizează ceea ce simte. Nu ignoră ceea ce simte. Nu de la spate ceea ce simte. Mai auzi câteodată că un soț mai spune soției, lasă dragă, că nu o fi așa cum simți tu. De unde știi? De unde știi? Că nu e așa cum simte ea. Nu mai te uita la ceea ce simți. De ce? Nu avem voie să ignorăm simțurile celuilalt, sentimentele celuilalt, emoțiile celuilalt. Asta este o formă de abuz. Domnul nu ignoră ceea ce simte. Nu de la spate, nu, nu, nu trece sub tăcere. Domnul, în primul rând, conștientizează ceea ce simte. Da, o spune în cuvinte, aș vrea și o spune tatălui, dându-ne o pildă superbă, aș vrea, știi ce aș vrea? Aș vrea să depărtez paharul ăsta, asta aș vrea. Asta. Aș vrea, dacă se poate, să nu-l beau. Asta aș vrea. Domnul conștientizează ceea ce simte. Este atent, are ochii, a țintiți asupra inclusiv sentimentelor sale. Sentimentele sunt importante, trebuie să le conștientizăm. Nu le, putem da la o parte, ne vom îmbolnăvi dacă le dăm la o parte. Spunea un medic zilele trecute, cancerul este boala tristeții, este boala supărării, este boala omului care și-a înghițit la nesfârșit sentimentele. Nu le-a conștientizat, nu le-a dat glas, nu le-a spus, nu le-a recunoscut niciodată. Trebuie să dăm glas a ceea ce simțim. Domnul dă glas. Domnul vorbește. Asta simt. Simt că vreau să mă retrag. Simt că nu mai vreau să urc de alul ăla. Știu că am venit până aici pentru el. Știu că pentru asta m-ai trimis, dar aș vrea. Ceea ce, dacă e să mă întreb ceea ce simt, simt că nu vreau să continui. Asta simte. Domnul conștientizează ceea ce simte. Doi. Extraordinar. Domnul duce ceea ce simte la Dumnezeu. La Dumnezeu. Și iarăși, ce frumos se împletește vechea asta asupra Sufletului și asupra ceea ce simte Sufletul Lui cu rugăciunea. Se duce la Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu ce simte. Și vrea să-ți spun că nu vreau să beau paharul. Într-un gest de o cutezanță, într-un gest de o cutezanță supremă, de neîngăduit pentru nevreu, Dumnezeu Fiul vorbește cu Dumnezeu Tatăl. Fiul omului vorbește cu Creatorul omului despre ceea ce simte el, Fiul omului, spunând-o direct în față, fără ascunzișuri, fără să se prezinte drept altul, fără să ascundă ceea ce simte, îi spune lui Dumnezeu, iată ceea ce simt. Vreau să știi ceea ce simt. Nu știu de unde am învățat să ne ascundem de Dumnezeu. Nu știu de ce ne ascundem de El. Când psalmii sunt așa de frumoși și atât de tulburători în felul în care prezintă tot spectrul emoțiilor umane care omul vine la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te audă. Cu ceea ce simți. Nu deranjează să-i spui. Nu se supără. Că spui, Asta se supăra pe tine. Nu înțeleg nimic din ceea ce faci. Trebuie să știi ceea ce simt. Nu-l deranjează Dumnezeu să-i spui, astăzi sunt amărât sufletul, plânge în mine. Nu-l deranjează să spui că mâna ta apasă asupra mea. Nu, nu-l deranjează. Domnul veghează asupra sufletului lui, conștientizându-și emoțiile 1 și 2, vorbind deschis despre ceea ce simte. Aici este frumusețea oamenilor lui Dumnezeu. Știu că dincolo de zare este cineva care îi știe, care îi cunoaște, care îi poate ajuta. Știu că dincolo de zare au un Dumnezeu care îi primește. Îi primește cu ceea ce simt ei. Îi primește cu tot spectrul ăsta al emoțiilor noastre, al gândurilor noastre. Dumnezeu te primește. Dumnezeu are ușa deschisă, binecuvântat, să fie numele lui. De aceea, când te rogi, ascultă-mă. Înainte de a-l învăța pe Dumnezeu teologie, înainte de a rosti cuvinte frumoase înaintea lui, trage aer în piept și spune ce simți. Zi, vorbește. Vorbește cu Tatăl tău. Spune ce în inima ta. Adânc. Petreceți o oră, două, în rugăciunea aceea. luându de la capă și de la capăt. Cu tăceri și cu cuvinte. Cu tăceri, inclusiv cu tăceri. Și prin cuvinte, spunându lui Dumnezeu ceea ce simți. Dacă am fi face asta, eu cred că viața noastră ar fi mai ușoară un pic. Că n-ar trebui să o ducem noi pe toată. I-am mai dat și lui din povara inimii noastre. Ne-am duce la El și am lăsat acolo, la crucea Lui, înaintea maestății sale, împăratul, tatăl nostru, ceea ce simțim, ceea ce vedem, felul în care ne copleșește propria viață, felul în care ne tăvălește câteodată realitatea. I-am spune Lui, rugăciunea este respirația sufletului. Și câteodată când simți că nu mai poți respira, Poate că este semn că nu te-ai rugat suficient. Poate este semn că trebuie să intri în cămăruță și să începi din nou și din nou să-i spui lui Dumnezeu despre inima ta. Ce face Domnul Hristos cu emoțiile sale? Unu, le conștientizează. Doi, le duce la Dumnezeu. Și trei, extraordinar, aici ne pierdem ritmul cu El. Se supune lui Dumnezeu. Nu lasă ca emoțiile să controleze viața, și lasă ca Dumnezeu să-i controleze viața. Și zice, da, uite ceea ce simt, aș vrea să îndepărtez paharul, aș vrea să dai la o parte durerea asta care stă în fața mea, n-aș vrea să mă duc înainte. Dar, Doamne, voia Ta să se facă. Sunt deschis să se facă voia Ta. Vreau să se facă voia Ta. Vreau să împlinesc cu viața mea voia Cine se roagă, nu se va ridica de pe genunchi decât așa. De aceea rugăciunea se împărtește cu vechierea. Pentru că nu poți, nu poți, nu, nu e rugăciune veritabilă. Încă n-ai înțeles, mai trebuie să stai pe genunchi. Dacă te ridici de pe genunchi și zici Lui Dumnezeu, voia mea să se facă. Nu poți asta. De rugăciunea aceea, coboară Dumnezeu. Și Dumnezeu știe să atingă inima, știe să te înconjoare pe dinapoi și pe dinainte, știe să-și pună mâna peste tine într-un mod în care te convinge că îi pasă de tine. Te convinge că te iubește, te convinge că te-a săpat în palmele sale, te convinge că ești al Lui pentru totdeauna Lui, te convinge că, da, poate că este valea umbrei morții, cea în care ai coborât acum, dar, hei, nu ești singur, e acolo cu tine, un Dumnezeu care poate ajuta, un Dumnezeu care poate ridica, un Dumnezeu care știe să ia brațe, v-am purtat pe brațe și vreau să vă mai port. Și atunci când realizezi, când Domnul îți spune asta, în rugăciune, te ridici de la rugăciune spunând ușor sau aproape ușor. Aș vrea în viața mea să se facă voia ta. Nu știu cum va fi voia asta. Și uitați-vă în viața Domnului Hristos, care a fost voia? Paharul rămâne. Trebuie să-l bei până la capăt. Asta este voia mea. Nu știu care va fi voia ta cu privire la viața mea, dar știu un lucru. Că nu vreau să fiu în altă parte decât în voia ta. Doamne ajută-ne! Deci, pentru a-mi domina biciunile, trebuie să mă întreb. Unu, Înțeleg eu ceea ce trăiesc? Doi, supun eu ceea ce simt? Și trei, închei în seara asta. Am încredere în Dumnezeu? Chiar am încredere în Dumnezeu? Spuneam că textul este construit în acest paralelism. Domnul și ucenicii. Domnul veghează ucenicii dorm. Domnul se roagă ucenicii dorm. Domnul învinge ispita ucenicii cad. În ea, Domnul dă la o parte slăbiciunea care a bătut la ușa lui, ucenicii se lasă cuprinși de slăbiciune. Acest paralelism între Domnul și ucenicii, dar acolo se termină paralelismul. Pentru că Domnul iese victorios și nu doar atât. Ieșind victorios, Domnul se întoarce înspre ei și devine un sprijin pentru. Ei și pentru noi. Există un text superb în Evrei 15, începând cu versetul 14, care vorbește despre această întoarcere a Domnului și, a, și fel, faptul că El devine un sprijin pentru noi. Ascultați, astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerului de pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci, și vă rog, ascultați cu atenție. Căci, N-avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem frumos textul, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Repet, căci nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ca atare, pentru că avem un astfel de preot, pentru că astfel este Hristos pentru noi, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului Lui Dumnezeu. Vom căpăta îndurare, frați și surori. Vom găsi har, frați și surori. Vom fi ajutați în vreme de nevoie, frați și surori. De ce? Pentru că El, marele preot, a învins. Pentru că El este victorios în vecii vecilor. De aceea să avem încredere. Te întreb și închei în seara asta. Ai încredere? Ai încredere? Ai încredere în Dumnezeu? Ai încredere de ceea în ceea ce face Dumnezeu? El a fost singur în fața slăbiciunii. Tu nu ești singur. El a învins singur. Tu l-ai ajutor pe El un mare preot care cunoaște ceea ce simți, cunoaște ceea ce trăiești, un mare preot care știe să ajute. De aceea să avem încredere. Este o cântare superbă care mie îmi place în ultima vreme foarte mult și care se potrivește aici. Cântarea spune, când credința s-ar clinti, sprijin e Hristos. Când cel rău a izbuti, sprijin mie, Hristos. Cum pot înainta când e întunecos, când mi-e rece dragostea, sprijin mie, Hristos. Sprijin mi Hristos. Sprijin mie, Hristos. Sunt iubit în chip nespus. Sprijin mie, Iisus. Ascultați, Domnul se desfată în Sfinți. Sprijin mi Hristos. Înaintea Lui sunt scump. Sprijin mi Hristos. Sufletul va fi păzit. Va plini ce mi-a promis. Cu preț mare mi-a plătit. Sprijin mi Hristos. Vă las cu acest gând. În fața slăbiciunilor noastre, noi toți avem un sprijin. Sprijin mi-e, ziceți noastră. Sprijin e Hristos. Aveți încredere în El. Aveți încredere în El. Nu mai căutați scuze, ci găsiți la El soluțiile. Aveți încredere în Domnul. Puneți-vă întrebările. Doamne, ajută-mă să înțeleg ceea ce trăiesc și rugăciunea începe. Doamne, ajută-mă să supun ceea ce simt și rugăciunea începe. Când am în seara aceasta atât de frumos, m-a convins că da, ăsta este mesajul pentru seara asta. Duhul lui Dumnezeu conduce lucrurile și când am Iisus, eu mă încred în tine. Iisus, ție îți aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Atât, atât, atât. Iisus, eu mă cred în tine. Doamne, ajută-ne și toată biserica, zice? Amin, amin, amin.